dumneavoastră ați făcut cu viteza peste limita legală. A circulat cu viteza de 75 pe limita de 50. Legea prevede 3 puncte de penalizare și 4 de amendă, însemnând 5 de 90 de plată în 15 zile. Acțiunea a vizat depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, fiind organizate cu 3 radare în cascadă pe 2 dintre drumurile naționale pe care, în acest an, s-au înregistrat accidente rutiere soldate cu vătămări corporale și pierderi de vieți. În urma activităților, polițiștii au aplicat 96 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 24.500 de lei, dintre care 88 pentru depășirea limitei de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere, ambele pentru depășirea cu peste 50 de km pe oră a vitezei legale. Scopul acțiunii a fost conștientizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun dacă apasă pe pedala de accelerație mai mult decât prevede legea.